plecăciune adânci, lacrime de dor, mulțumim părinților pentru căldura sufletului lor. Mulțumim părinților, cu dragostea ta, mamă, mamă, m-ai crescut, mâna îți rup. De câte ori ai plâns, tată, nu am văzut, dar sfatul ți-l ascult. Părinții mei și îngerii se roagă pentru ei, pentru părinții mei. Părinții mei, al meu suflet când plânge știu doar ei, părinții mei. Domn Vitalie, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, pentru că sărbătoriți ziua de naștere, această surpriză este pentru dumneavoastră, așa cu un tort pentru masa de sărbătoare și așa o sticlă de coniac este pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Vreau să vă întreb cum credeți, de la cine este surpriza? Iată, surpriza. De la fată. De la fată? A fost în Germania, poate la fată. Noi avem și un mesaj de felicitare și vedem împreună din partea cui. Scumpul și iubitul meu, tătic, te felicit cu ocazia zilei de naștere. Îți mulțumesc că existi. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat viață. M-ai educat, m-ai certat când a fost nevoie și mi-ai dat sfaturi utile. Vreau ca sufletul să nu-ți îmbătrânească niciodată. Rămâi la fel de tânăr, vesel și distractiv. Să fii sănătos și fericit mereu. Iar eu voi avea grijă să-ți amintesc că ești cel mai bun tată din lume. La mulți ani, cu drag din partea fiicei Maria, a ginerilor Bradi și a nepoatei Darina din Germania. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Mulțumesc, Bradi! De surpriză. Și sănătoși voi și vă mulțumesc frumos. Părinții mei, părinții mei, acasă să mă întorc, mă așteaptă ei, părinții mei, părinții mei.